Bună seara, domnilor și domnilor, și bine m-am regăsit la o ediție specială a Punctului Culminant. În doar câteva momente vă devoalez mizele numirii lui Florin Câțu în curtea, și în fruntea Guvernului României. Cum a fost ales premierul negociat cu Ludovic Orban, doamnelor și domnilor, și ce revoltă a fost declanșată de această decizie în Partidul Social Democrat? Câțu este groparea economică a României, susține liderul formațiunii, domnilor și domnilor. Pe cealaltă parte a opoziției, lider AUR cântă deja prohodul coaliției la Palatul Cotroceni. Cum s-a născut, de fapt, guvernul? Într-o zi și o noapte, ca să citim din clasicul În viață, Klaus Iohannis. PNL a ajuns în corți, UDMR începe deja șantajul la guvernare și o face la fel de competent ca de obicei. Extrem de revoltător, cine este ministrul care a jurat pentru Ținutul Secuiesc în Parlamentul României și care sunt găștile Rezist din USR și Plus, care pun mâna pe bani și pe putere. Cioloș și Barna au luat potul de 30 de miliarde de la UE, domnilor și domnilor. Vă prezint în exclusivitate și lista miniștrilor și comentăm surprizele din noul cabinet. Dați-mi voie să prezint invitații, să le mulțumesc că stă alături de mine în seara asta și să trecem la treabă. Doamna Norica Nicolae, sărut mâna, doamna fost europarlamentară. Bună seara, Victor! Mulțumesc că ești împreună cu noi, Norica. Cezar Preda, reprezentant al Partidului Național Liberal. Bună seara, domnule Preda, și bună seara, domnule Cezar. Stați împreună cu noi. Florin Bodog, fostul ministru al Sănătății și actual senator al Partidului Social Democrat. Bună seara, domnule Bodog. Mulțumesc că sunteți. Bună seara, domnule Ciutacu, dumneavoastră și telespectatorilor și colegilor de platou. Îl salut și pe Sorin Roșca Stănescu, cunoscut jurnalist, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Bună seara, Sorin, ne mulțumesc că ești împreună cu noi. Domnule și domnule, Breaking News. Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat în această seară pe Florin Câțu să formeze guvernul. Premierul desemnat a anunțat deja că va guverna în plină criză economică și sanitară și că scopul său va fi să pună economia pe picioare. Hai să-i auzim. Am decis să-l desemnez pe domnul Florin Câțu pentru poziția de prim-ministru. Am spus că este nevoie de încă câteva zile pentru ca lucrurile să se cristalizeze. Și s-au cristalizat. Între timp, o coaliție formată din PNL, USR Plus și UDMR a fost formalizată și a dovedit deja majoritatea în Parlamentul României. Vreau să-i asigur pe români că îmi dau seama și știu perioada dificilă prin care trece România și vreau să le garantez că voi face tot ce este posibil pentru a avea o guvernare stabilă și de lungă durată. România trece prin această perioadă, printr-o criză dublă, una de sănătate și una economică. Este rolul acestei guvernări să treacă cât mai rapid România prin criza de sănătate, cu cât mai puține costuri pentru români, și să reașezăm economia pe picioarele ei sănătoase. Liderii PSD și AUR au reacționat vehement la mișcarea de astăzi a domnului președinte Iohannis. Haideți să vedem ce spun Marcel Ciolacu și George Simion. După ce au solicitat ca și PSD-ul să gireze această mascaradă jignitoare, nu numai la adresa românilor, a democrației, a spiritului Constituției, a desemnat un prim-ministru în persoana groparului României din ultimul an de zile. Groparul economic al României. Omul care a împrumutat România pentru trei generații. Noi avem în fața noastră o echipă de perdani care vor avea același cel. De a încerca să reziste și de a lupta pentru funcțiile pe care le au. Este o majoritate foarte fragilă și se va vedea în curând acest lucru. Se va vedea în Parlament cum vor urma voturile din Parlament. Până acum s-au înțeles pe funcții și, repet, pe Ciolan. Veți vedea ce va urma. În ce instabilitate va intra. Pentru că avem un președinte care s-a antepronunțat. Și un președinte care s-a implicat nu ca și girant al democrației, ca și girant să aibă din nou guvernul său și un prim-ministru de paie în persoana domnului Câțu. Noi am negociat săracului și secretarile și culoarea mochetei din birou. Despre ce vorbim?
cum să reziste un asemenea guvern? După aceste consultări și după cele pe care le-am avut anterior și după primele zile în Parlamentul României, cred că Mihai Eminescu a zis cel mai bine, cel mai corect în scrisoarea a treia. Cum nu vii tu, Țepeș, Doamne, ca punând mâna pe ei, să-i împarți în două cete, în smintiți și în mișei, și în două temnițe large împreună să-i aduni, să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni. Discuția cu președintele Iohannis a fost una protocolară. Nu credem că președintele Iohannis și nici acest viitor guvern pe care președintele îl va anunța diseară o să prindă anul 2024. Domnule Preda, plecați de la, din punctul meu de vedere, două premize nu foarte fericite pentru liderii unei coaliții de guvernământ. Odată la mână că premierul desemnat, domnul Câțu, nu e nici foarte popular și nu beneficiază nici de o largă susținere în interiorul partidului și, pe de altă parte, că aveți niște parteneri de coaliție extrem de abili, pe de o parte, cum ar fi udemeriștii, și extrem de vehemenți în exercitarea pretențiilor, cum ar fi Tinerii Frumoși și Liberi de la USR+. În contextul actual, că sunteți om cu experiență, vedeți 4 ani de zile de guvernare Câțu? Domnul Ciutacu, nici Nostradamus în condițiile actuale nu poate să prevadă dacă vom avea 4 ani sau nu vom avea cu acest guvern. Sau care-i termenul lung pe care aveți visează? Aveți dreptate. Da, eu nu pot să dau un termen. Aveți dreptate. Plecăm în niște condiții foarte, foarte dificile. O criză sanitară, o criză economică, un guvern făcut într-o majoritate destul de fragilă, cu anumite tușe vis-a-vis de primul ministru desemnat, de anumite tușe vis-a-vis de partenerii noștri de guvernare. Eu cred că toate aceste lucruri pot fi depășite numai dacă programul de guvernare pe care îl vor prezenta mâine sau poimine are termeni clari și el va fi respectat ad literam de fiecare partener. Aș face doar o completare sau două. Într-adevăr, chiar mă uitam. În ceea ce privește fondurile europene, am văzut că partenerii noștri de la USR Plus marșează foarte tare pe absorpție, valoarea fondurilor europene. Eu cred și chiar îmi doresc, și în seara asta cred că sunt primul om din PNL care îi cere ministrului Boloș să facă o radiografie exactă cum a lăsat Ministerul Fondurilor Europene, pentru că n-aș vrea să văd în următoarele ani neaccesarea celor 30 de miliarde și dat vina pe PSD sau pe cine a fost înainte, că nu i-a făcut unitățile de management, că nu, exact cum am văzut în 2015-2016. Într-adevăr, Ministerul Dezvoltării, care a stârnit atâtea, până la urmă, patim, odată ajuns la UDMR, nu am decât o singură garanție, că programul PNDL pentru primar va continua. Dacă ajungea în altă zonă, era pericol și atunci se slăbea probabil coeziunea fiecărui partid. Eu cred că maghiarii se vor ține de PNDL, ei au dorit acest program să continue, bineînțeles cu respectarea tuturor prevederilor legale, pentru că este un ajutor foarte mare pentru administrații locale. Dar închei spunându-vă așa, cu toată experiența mea, vă spun că sunt mulțumit de faptul că s-a făcut rapid acest guvern. Tot ce se discută în spațiu public, am văzut și de Partidul Social Democrat și de AUR, sunt, bineînțeles, din retorică de asta politică cu care eu sunt obișnuit. E normal să fie așa, e normal să nu dea nici o zi unui guvern dreptul la viață, la încredere, dar vom merge mai departe și dacă ne vom ține de cuvânt
Iar trimestrul 1 va putea fi depășit la anul un trimestru foarte greu, foarte, foarte greu va fi la sfârșitul lunii martie, înseamnă că avem șanse să mergem înainte și să depășim 2021 cu acest guvern. Mi se pare mie, domnule Preda, să am auzit pentru prima dată din gura domnului ministru Câțu, viitor premier, cuvintele alăturate crize economică. Da, a spus, a dublat criza economică cu criza sanitară. Păi, parcă mergea bine economia mai acum vreo două săptămâni de zile, dacă nu greșesc. Campanie. Domnul Ciotacu, acum este prim-ministru desemnat. Acum S-a terminat cu șmecheria. Norica Nicolae... Nu-i vorba de șmecherie, vorba de politică. Norica Nicolae, adu-mi aminte că eu sunt mai netate și stau rău cu memoria. Poți să-mi dai un exemplu de coaliție de partide care a funcționat la guvernare în România după 90? Aceea din care și eu și domnul Preda am făcut cândva parte, adică 96-2000. Da, adevărul că a fost de mare succes aia. O ținem minte și astăzi, o invocăm. În plan politic știm toți despre ce succes e vorba, dar dacă te uiți la miniștrii acelei coaliții, iartă-mă, erau vreo 11 care erau șef de promoție. Acum, în frunte cu domnul Câțu, sunt foarte mulți care nu știu pe unde au făcut școlile. Norica, ăștia cu facultățile stau bine, cu liceele au mici probleme. Că nu prea mai aduc aminte colegii de bancă, de la BAC. Precum în comunism, exact. Nu contează. Poți să faci liceul după facultate. Se pare că mulți sunt în aceeași situație. L-am ascultat eu cu foarte multă atenție pe domnul Câțu. Ne-a vorbit deja despre greaua moștenire Câțu, pentru că recunoștea abia acum... Da, e criză economică, lăsată de... Da. Iar eu înclin să cred că domnul Câțu va sta până se eliberează postul de guvernator al BNR. Nu mai mult, pentru că... Păi, dar stai un pic, abia e prelungirea mandatului... Mai sunt și alte incidente de parcurs care pot interveni. Nu prea s-a împiedicat până cu Isărescu. Păi nu s-a împiedicat, dar nici n-a avut dosare de colaborare cu securitatea comunistă ca să urmeze ți se pare că pe Băsescu, ți se pare că pe Băsescu îl încurcă foarte tare dosarul ăla? Nu, Băsescu nu mai contează. Una este Bruxelles, alta este Banca Națională a unei țări. Uitându-te pe profilul, pe mapa profesională, iartă-mă, a domnului Câțu, n-am prea înțeles câteva lucruri. De ce a început așa târziu facultatea, a făcut școală privată. S-a pregătit, a ieșit la încălzire ca aia și a intrat după pauză. Da, da, școala aia de la Iowa, foarte scumpă, ca vreo 65 de mii de dolari pe an, deci dacă o familie putut... înstărită, cu revendicări multe în zona Vâlcea. A lucrat în Noua Zeelandă, deci... Pe... Trecutul nu ne mai interesează, Norica. Viitorul e de bază acum. Păi nu, numai, pe mine mă interesează, pentru că aș vrea să știu dacă e în curtea României sau în alte curți. Pentru că asta spuneai tu mai devreme, în fruntea guvernului sau în curtea guvernului. Eu asta vreau să știu, dacă e în curtea noastră a acestei țări sau lucrează la alte curți, pentru că asta ar putea fi o aluzie. În niciun caz nouă. Asta e o aluzie ca o acuzație gravă, Norica. Nu, e o aluzie doar. E o aluzie, da. Domnul Bodog, vin și la dumneavoastră și vă întreb, uite, sunteți fericit, vine Vlăduț Magicianu să întoarce la sănătate, dă afară toți microbii din spitale și pe de altă parte e și favorit în cursa pentru Oscar-uri, el împreună cu Tolontan. Deci mie mi se pare că suntem pe mâini bune. Da, și eu cred că au desemnat cea mai potrivită persoană cu ghilimele de rigoare pentru a gestiona Ministerul Sănătății în pandemie. Și Casa Națională de Asigurări de Sănătate tot la ei a picat. Da, pe principii. Da, conform principiilor, conform negocierilor sau ciolaniadei. Nu spun eu, ci o spun liderii PNL. Liderul de la Cluj a spus-o. Însă eu cred că e destul de grav și dacă n-ar fi de plâns, ar fi de râs ce se întâmplă în momentul de față în ceea ce privește posibila desemnarea lui Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătății. Păi n-ați auzit că nu i-a răspuns Nicușor Dan o lună la telefon? Ce să facă îl om, să aștepte la nesfârșit așa? Și a găsit servici la Ministerul Sănătății. Da, dar putea să-l găsească pe altă poziție, nu pe poziția de ministru. Păi dacă la țara a avut încredere în el, majoritatea parlamentară... Are studii de specialitate. Păi n-are nevoie, n-am convenit că nu mai e nevoie de studii în perioada asta, trecem peste amănuntul ăsta nesemnificativ, domnul Bodog.
Da. Da, mă rog, eu sunt extrem de curios de echipa guvernamentală cu care vor veni în fața Parlamentului. O să vedem imediat. Deși pe surse am auzit că nu-i nevoie neapărat de Parlament, atât din exprimările publice ale președintelui, cât și din ceea ce a spus liderul de grup al senatorilor PNL astăzi la un post de televiziune, că miniștrii sunt stabiliți de președintele României și el îi poate refuza sau accepta sau, mă rog. Păi eu zic să-i promulge prin decret direct, adică să nu mai pierdem vremea cu votul în Parlament. Da, să nu ne mai ocupe nouă timp. Oricum e o mascaradă ceea ce se întâmplă în momentul de față. Apropo de președinte, haideți să vedem împreună reacția. Sorine, vin imediat la tine, dar aș vrea să comentăm împreună și modul aproape bucuros al domnului președinte de a anunța că s-a rezolvat cazul. Acordul coaliției. Da. Mulțumesc. Felicitări pentru formalizarea coaliției. Felicitări pentru viteza cu care ați reușit să promovați demersurile în Parlament. Recunosc că este prima dată că văd un Parlament constituit și cu conducerile alese într-o zi și un pic. Ceea ce este... Și un pic de noapte. Excelent. Păi, o zi și un pic dintr-o noapte. Sorine, când eram eu mai mic și mă uitam la televizor pe casete video, era 9 săptămâni jumate. Acum s-a rezolvat într-o zi și un pic de noapte. I-ai pus doamnei Norica Nicolae o întrebare foarte importantă. Doamna Norica Nicolae a răspuns, dar după opinia complet. Au fost în total 5 coaliții în 31 de ani. Dintre cele 5 coaliții, doar una a rezistat. Cea nominalizată de doamna Norica Nicolae. Cheia acestui, după părerea mea, președinte în celelalte coaliții s-au desfășurat sub administrații prezidențiale contondente, conflictuale și nu sub președinți capabili să negocieze și să medieze între partide. De aceea a rezistat această coaliție, pentru că l-avem pe președintele Klaus Iohannis în poziția de președinte. Adaug faptul că nu trebuie peste picior deloc nominalizarea lui Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătății, pentru că domnia sa este extrem de periculos în de această ce? Poziție. De ce e periculos? Păi, în timpul guvernului Cioloș, vă dau un singur exemplu, cât a fost Ministrul Sănătății, a elaborat o listă cu aproape 100 de unități sanitare care trebuiau lichidate. Ce înseamnă lichidate? Adică închise. Pe această păi stai un pic că și lui Bocchi a ieșit fără să elaboreze o listă în prealabil. Adică... Pe această listă, ca să continui cu exemplu, figura și Institutul Ana Aslan, faimos în întreaga lume, Institutul de Geriatrie. Da, de geriatrie. Pe poziția 50. A mutat-o pe poziția 2 și noroc că a căzut guvernul Cioloș, pentru că altfel ar fi... privatizat, atenție, deci nu închis Institutul de Geografie, ar fi lichidat institutul, iar 33 de hectare din zona de nord a capitalei, extrem de bogată, extrem de valoroasă, și cu un teren împădurit și de desubt cu ape termale, ar fi ajuns pe mâna dezvoltatorilor imobiliari. Acesta a fost planul Sorine, Vlad Voiculescu. L-am anunțat. Confirm, am avut pe masă această listă. Opa, ați avut pe listă, pe masă, domnul Bodog, lista spitalelor? Da, am avut această listă, aproximativ 100 de unități sanitare, spitale, cărora urma să li se ridice autorizația de funcționare. Și spuneau și în ce scop, domnule Bodog, nu știu, în vederea închiderii, rentabilizării, privatizării, aveau un obiectiv? Nu, era o propunere pe care urma să o semneze de ridicare a autorizațiilor de funcționare. Păi stați adică un pic, o propunere se fundamentează pe ceva, domnule ministru. Le ridicăm autorizația de funcționare pentru că ABC. Pentru că nu îndeplinesc condițiile de autorizare.
Sunt multe instituții în România care nu îndeplinesc condițiile de autorizare și primesc autorizație de funcționare cu așa numitul plan de conformare, adică într-o anumită perioadă de timp să execute anumite lucrări. Aici nu exista așa ceva, ci era pur și simplu o propunere să se ridice autorizația sanitară de funcționare. Și puteți să ne mai dați câteva exemple cu excepția lui Ana Aslan? Nu vreau să greșesc, e mult de atunci. Da, bănesc că dacă erau unele celebre, vi le amintiți, mă gândesc. Păi de Ana Aslan nu mi-ar fi desigur. Bun, până găsim înapoi lista aia și întrebăm pe domnul Voiculescu ce planuri de viitor are cu spitalele de stat, domnule și domnul UDMR, voi întreba eu la comisie mâine. Breaking news. UDMR începe, dacă vă mai miră, șantajul la guvernare în cadrul negocierilor pentru formarea executivului. S-a discutat despre revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin, însă reprezentanții UDMR s-au opus categoric. Detaliere colega mea Madalina Petre. Bună seara, Madalina! Bun găsit tuturor, o discuție extrem de importantă care a avut loc între cei din UDMR și liderii PNL-USR+. O discuție care s-a purtat în aceste zile când au avut loc toate acele negocieri la Vila Lac. Ei bine, s-a discutat despre o reformă electorală, însă cei din UDMR nici nu au vrut să audă de acest subiect. Asta pentru că cei din Partidul Național Liberal, dar și liderii USR+, spuneau că este nevoie să se revină la alegerea primarilor în două tururi de scrutin, însă așa cum vă spuneam, cei din UDMR s-au opus categoric unei astfel de decizii. Mai mult, liderii UDMR au venit și cu o propunere să existe un al doilea tur pentru alegerea primarilor, însă dacă niciun candidat nu ar obține scorul de 35%, iar în turul al doilea să fie 3 candidați și nu 2, însă această propunere care a venit din partea UDMR nu a fost susținută de către cei din PNL și USR+. În același timp s-a adus în discuție o veche cerere extrem de controversată a celor din UDMR. Asta pentru că și de această dată liderii UDMR au vorbit despre necesitatea reducerii acelui prag de la 20 la 10% pentru folosirea limbii minorităților în administrația publică. Nici de această dată această cerință din partea UDMR nu a avut succes pentru că nu a fost susținută de către cei din PNL sau USR+. Trebuie să mai precizez și faptul că UDMR, după toate aceste discuții și negocieri, a obținut în cele din urmă un minister extrem de important, și anume Ministerul Dezvoltării Regionale, iar cu alte cuvinte, toți primarii, în special cei de la Partidul Național Liberal, într-un fel vor depinde de relația pe care o au cu cei din UDMR atunci când va veni vorba despre banii care vor ajunge la comunitățile locale. Domnilor, domnilor, avem primele nume de miniștri din partea Partidului Național Liberal. Colegul meu, Marius Gârlașiu, e în direct alături de noi și ne devoalează lista. Bună seara, Marius! Da, bună seara, Victor! Sunt primele nume de miniștri pe care le-am aflat pe surse din interiorul Partidului Național Liberal. Nume de miniștri care vor fi validate în această seară, într-o ședință a Biroului Politic Național al PNL. Și permitem, Victor, să vă spun câteva dintre aceste nume. La Ministerul de Interne ar urma să fie numit Lucian Bodea, adică fostul ministru al transporturilor. La Ministerul Muncii ar urma să fie înlocuită Violeta Alexandru cu Raluca Turcan, atenție. La Agricultură Adrian Oroș ar urma să-și păstreze mandatul, iar la Finanțe ar urma să fie Alexandru Nazare numit. De asemenea, la Ministerul Educației Sorin Câmpeanu ar urma să fie numit în această funcție. Vă spuneam, toți miniștrii PNL vor fi validați în această seară în ședința Biroului Politic Național, după care mâine dimineață ne așteptăm să înceapă la prima ora dimineții, practic, audierile de miniștri în comisiile din Parlament și posibil spre seară votul de investire în Parlament și depunerea jurământului la Palatul Cotroceni. Mulțumesc mult, Marius, să așteptăm și alte noutăți în această seară. Domnule Preda, că sunteți vechi în partidul ăsta. Încă înlocuim o catastrofă cu catastrofă și mai mare. Dumneavoastră aveți o părere proastă despre doamna Turcan? Da, o părere foarte proastă. Nu știu cum vă puteți permite, domnul Roșca Stănescu. Aș dori să mă autosesizez în apărarea onoarei și a demnității domnului. Am fost extrem de atent și la declarațiile acestei doamne și la prestațiile de-a lungul timpului ale acestei doamne. Va fi o catastrofă și mai mare. Și mă scuzați că am intrat peste
colegul nostru de platou. Bă, colegul nostru de platou, Cezar Preda, e mai vechi în partidul ăsta și vreau să comentez cu dânsul atât nominalizarea, oarecum surprinzătoare, a doamnei Turcan, care pare că trebuie să aibă un portofoliu, domnule Preda, în orice cabinet în vremea guvernării liberale. Știe, nu știe, e acolo doamna Turcan. Și al doilea lucru care mi se pare iară relevant este faptul că revolta filialelor din Ardeal, care au luat scoruri mari și funcții puține, manifestată prin vocea sau scrierea domnului Tișe de la Cluj, pare să dea rezultate. Domnul Bode și-a găsit și dânsul un portofoliu și nu orice fel de portofoliu, în detrimentul inevitabilului domn Vela. Domnul Ciotacu, n-am să fiu ipocrită. În general, în politica actuală, anumite principii care erau consacrate și pe care eu le-am îmbrățișat când am intrat în politică, era în primul rând specializarea unui om pe un anumit domeniu. Ceea ce acum, nu prea mai contează în zilele noastre. Acum nu știu dacă s-ar putea, eu vă spun sincer, eu am învățat destul de mult la viața mea, dar sincer n-am ajuns la performanța să mă pricep la multe chestii așa de la agricultură până la politică externă. Mă pricep și eu la una, două chestiuni, dar așa ca modalitate în care primul ministru își face guvernul, vom vedea cu toții. E bine că Ardealul, cei din Ardeal, colegii noștri care își doreau funcții în executiv, au reușit să-l susțină pe Lucian, un om altfel, de altfel un om serios, un om, dar dacă îi place la interne și se pricepe la interne de la transporturi, vom vedea. În ceea ce este doamna Raluca Turcan, vreau să vă spun că așa a fost partidul ăsta în care ne-am unit noi și ne-am fuzionat, de meritocrație, al meritocrației, cine are rezultate foarte bune, ia funcții. Și doamna Turcan are al doilea rezultat pe țară, după Giurgiu. Păi ca să citesc din alt clasic în viață, domnul Pinalti, dacă vă mai amintiți de el, avea o vorbă, pibunii și pivaloari. Domnul Ciotacu, mie personal când i-am spus, bă, dar tu spui toți oamenii în guvernul ăsta, băi, Cezar, aici pivaloare și pibunii. Mie mi-a zis-o personal, păi? Pentru că el zicea că primele 10 organizații pun oamenii și pe urmă încep iar să numere de la 1 la 10. Celelalte organizații nu mai erau, că nu eram pe bune și pe valoare. Dar asta vreau să vă spun că vom vedea foarte rapid dacă miniștrii care au fost nominalizați fac într-adevăr treabă și față. Pentru că dacă premierul, președintele meu de partid, a ținut un guvern în perioada asta de un an foarte dificilă, foarte coeziv, un guvern monobloc, nu cred că va mai putea să facă Partidul Național Liberal acest lucru dacă miniștrii numiți nu performează în următoarele 3-4 luni, pentru că lucrurile se vor complica. Da, adevărul că, spre exemplu, doamna Turcan s-ar putea să aibă o mică cumpănă în legătură cu decizia privind majorarea pensiilor, domnul Preda, că dacă mi-aduc eu bine aminte, a fost prorogată un anișor de zile, taman cât să intre în vigoare mandatul doamnei Turcan. Domnul, foarte scurt, să știți că nu merge să nu anunțăm până la Crăciun exact când se vor majore pensiile și cu cât. Nu merge. A fost asta, am spus că e greu, că nu se poate cu 40, am înțeles lumea, am pierdut voturi pe chestia asta. Dar trebuie să spunem exact cu cât vom majora pensiile și de când, că nu poți să ne mărești în trimestrul 4 anul viitor. Păi până la Crăciun e poimine. Da, poimine, da. Poimine, domnul Roșca. Păi, până... Victor, te rog, Norica. Ca să intervin, pentru că și eu cunosc la fel de bine partidul ăsta ca Cezar și ca domnul... Mă rog, fiecare dintre voi cunoașteți altă parte din partid până să se facă marele Partid Liberal. Exact. Acum și eu vreau să salut modul în care ai încercat să-i reperezi onoarea doamnei Turcan. Mă știi galan și elegant de mic. Exact, tocmai de-aia și mă gândeam să subliniez lucrul ăsta în emisiune, numai că sunt mai aproape de Sorin Roșca Stănescu. Cu un singur regret, circulă astăzi pe internet o glumă extraordinar de bună, că doamna va fi la educație și vom trece mai rapid la inteligența artificială și ca om care cunoaște Ministerul Muncii, că așa mi-am început cariera politică, mi-e milă de cei care lucrează acolo.
Domnilor, domnilor, vă spuneam imediat, domnule Bodoc, vin și la dumneavoastră și vă întreb cum caracterizați aceste nominalizări, dar mă întrerup Seiden, firul meu epic cu DMR-ul, pentru că oamenii joacă și joacă politic tare și de cele mai multe ori câștigă. Și de fiecare dată când câștigă și au și elan și tupeu. Astăzi, spre exemplu, un proaspăt ministru DMR sau nominalizat în guvernul Câțu nici măcar nu și-a preluat mandatul și deja sfidează Tanțoș Barna, nou ministru al mediului, știți, domnul pe care l-a înțepat un cur cu cuțitul când era la Ministerul Agriculturii, acuia al mediului, apelor și pădurilor, că-și dânsul se pricepe la de toate, scrie pe Facebook că a depus jurământul de senator al României pentru țară și pentru ținutul secuiesc. Un ținut care, conform legii, nu mi-amintesc să existe și care nu apare nici în Constituția României, o țară în care totuși domnul Tanțoș Barna va fi ministru în guvernul României. În Constituție, dacă mi-aduc eu bine aminte, scrie că România e stat național, unitar, suveran și independent, nu în ultimul rând, indivizibil. Domnule Bodo, iartă-mă, Victor. Te rog, Norica. Da, te înșel. Nu i-a întrebat nimeni pe domnii de la UDMR de ce au promovat și iată că au avut mare succes cu sprijinul Germaniei cu Minority Safety Pack, în care se revendică autonomia pe criterii etnice. L-a promovat la Bruxelles. Da, dar și dacă va fi promovat la Bruxelles și Bruxelles va fi deschis cu privire la chestiunea asta, vor începe să-l promoveze și aici. Nu i-a întrebat nimeni. O secundă, pe 7 februarie la Budapesta se mai pregătește deja o inițiativă cu privire la naționalizare, care are termen până în 7 februarie să fie depusă. Mi se pare că domnul Tanțoș este, hai să zic așa, un soi de săgeată a intereselor revizioniste maghiare, ca să citesc presa începutului. Mi se pare că omul a jurat pe ceea ce crede că trebuie să jure. Norica, iartă-mă, și țiganii de la mine din Rahova să jură pe carne de porc. Dar nu-i pune nimeni miniștri și nu o fac la tribuna Parlamentului României. Despre asta domnul Ciutacu, o secundă. Să mă scuze finii de la CNCD pentru țigani. Să știți, domnul Ciutacu, să mă scuze, domnul Bodoc, să vă scuze, și să știți că este prima oară, după 30 de ani, când într-o instituție europeană se aprobă drepturi colective. Da? Absolut. Asta naște o problemă enormă și eu aș pune pe seama acceptării de către Ungaria a bugetului de reziliență. Păi pentru da, că altfel nu mi-explic corect de ce a primit ajutorul ăsta. Păi și atunci, domnul Bodogu, luăm iară după 30 de ani de zile, iar că aveam un președinte preocupat mai acum vreo niște luni de zile, dacă nu un an și ceva, că a vândut PSD-ul. De vânzarea Ardealului de către PSD. Păi mie mi se pare că le-au e gratis, că dacă dumneavoastră n-ați apucat să-l dați pe bani, pare că le-au gratis. Nu, eu cred că vor fi multe lucruri care vor ieși la iveală în urma acestor negocieri maraton pentru formarea acestei coaliții de tip CDR2. Și aș face și un scurt comentariu la nominalizarea doamnei Turcan pentru minister. Dar toți o iubiți, mă, aveți se spune la noi în Ardeal petec după sac, dacă doriți și explic. Din literatura de specialitate mai ține minte. Dar hai să ne întoarcem la povestea asta. Nu întind oamenii ăștia cam mult coarda într-o situație oricum tensionată în toată Europa și în România, că până la urmă ne interesează întâi cămașa și după aia... Din fericire pentru români și pentru România și pentru statul național și unitar și exact cum ați indivizibil citat dumneavoastră, foarte, foarte corect, nu au majoritate și o recunosc și ei, majoritatea este foarte fragilă, așa că nu au posibilitatea să treacă o astfel de reglementare. Păi da, stați un pic. Mai ales că marea majoritate a acestor reglementări se trec prin legi organice. Domnul, niciodată nu va trece de Parlament cu votul nostru așa ceva. Când mi-am început eu cariera de reporter politic, acum vreun sfert de secol, Dumnezeu să mă țin întreg, primele partide pe care le-am primit, amin și aleluia, primele partide pe care le-am primit, că eram cel mai mic și mai fraier, au fost pe UNR-ul între timp desfințat și UDMR-ul. Și eu știu UDMR-ul de pe vremea lui domnul Coș Gheza, oameni clasici, care mulți dintre ei, din nefericire,
nu mai sunt printre noi. Și de fiecare dată, oamenii ăștia au jucat la maximizarea pretențiilor, la negocieri, și domnul Preda zâmbește cu tâlc, pentru ca într-un final să obțină un compromis avantajos pe partea aia, știind că niciodată nu o să iasă aia maximă. Da? Iar vin cu autonomie, iar vin cu drepturi colective, iar vin cu toți și pe partea aia, nu știu, le mai dăm două lacuri, trei păduri și ce mai au nevoie oamenii pentru folosință. Așa e în politică și ăsta este jocul pe care l-au făcut cu permisiunea celor doi aliați, PNL și USR. Fiindcă vorbeam de... Principalul om care i-a băgat în seamă în țara asta a fost Grebenciuc, a tweetat domnul Boduc, ce naiba. PSD-ul le-a dat exact absolut tot la guvernare. E, dar nici voi nu i-ați ținut cu dinții. Dacă, dacă e să ne întoarcem la componența guvernului, da? Eu aș avea ceva de spus în legătură cu domnul Vela. Eu nu cred nici în ruptul capului că domnul Vela nu se va regăsi în calitate de interne în acest guvern. De ce, Sorine? Justific. Nu, justific numai politic toată chestiunea. Nu stau să discut ce calități sau ce necalități a manifestat domnul Vela în această poziție. După opinia mea, a fost un ministru bun. Dar nu asta contează. Asta la noi nu prea contează. Nu, dar, ne mai luăm de la atâta. Pe tabla de șah politic, domnul Vela, după opinia mea, este extraordinar de bine plasat. Atât de bine plasat încât nici Ludovic Orban și nici Câțu nu-i pot face vânt de la interne. Păi poate cred... de la IMM-uri, nu știu. Că deci pare să pricepe la orice. El este susținut de o bună parte a PNL. Mă refer la partea aceea care face opoziție acum în interiorul PNL, da, și nu s-a dovedit într-adevăr majoritară, dar pe de altă parte este susținut și de președintele Klaus Iohannis. Președintele Klaus Iohannis nu poate fi străin și nu va fi străin denumirile la câteva ministere. Păi tocmai au zis eu în seara asta. Este vorba a zis domnul Guran că dânsul numește, dânsul hotărăște. Păi da, a zis domnul Guran, gura păcătosul adevăr grăiește, dar fiindcă tot vorbeam de jocuri mari cu procente mici, breaking news. Cu 15% la alegeri, Alianța USR Plus pune presiune pe guvernul Câțu. Proaspăt înființat, încă nenominalizat complet. Grupările rezist din USR Plus domină nou cabinet după ce au pus mâna pe ministerele cu bani și cu foarte multă influență. Cioloș și Barna vor avea pe mână sănătatea, justiția, transporturile și fondurile europene, adică cele 30 de miliarde de euro din planul de reziliență pe care România le va primi de la Uniunea Europeană. Mădălin Puioare, detalii, bună seara, Mădălin. Bun găsit tuturor, chiar dacă a obținut 15% din voturi, Alianța USR Plus a reușit să obțină ministere importante și pune presiune pe Florin Cîțu. Printre acestea se numără Ministerul Transporturilor, Fondurile Europene sau Sănătății. Dan Barna, Vlad Voiculescu și Cătălin Drulă ar putea conduce aceste ministere, dar aceste personaje au și un trecut mai controversat, deoarece Dan Barna ar putea fi noul ministru al Fondurilor Europene, dar este implicat în momentul de față într-un dosar chiar cu fonduri europene. Vlad Voiculescu ar putea prelua Ministerul Sănătății, dar surse spun faptul că familia lui are legături cu domeniul farma. De asemenea și Cătălin Drulă, deputatul de Timiș și vicepreședinte USR și fiul lui Gheorghe Drulă, care spun la fel surse politice că tatăl său a avut legături cu securitatea comunistă. Mai mult, Ministerul Fondurilor Europene va avea pe mână și cele 30 de miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Mulțumesc mult, Mădălin. Apropo de surse politice ale mele, zic că taxul Drulă a avut chiar cartea de muncă la ei, dar nu ne mai luăm de la atât. Vorba aia la 31 de ani de la Revoluție, în care Marian Ceaușescu face piața politică, merg și securiștii la guvernare. Cezar Preda, ce mă șochează pe mine, dacă mă mai poate șoca ceva, că un bătrân ce mă aflu, este tupeul cu care cuplul de, era să zic comici vestiți, dar nu sunt comici deloc, Barna Ghinea vrea să controleze Ministerul Fondurilor Europene după ce amândoi au trecut pe acolo în calitate de secretar de stat și au făcut prăpăd și pulbere. Domnul Ciotacu, înseamnă că ei să pricep. Păi, acum, da, de la ei a rămas Lucioloș guvernul zero, adică da, dacă ne aducem domnul aminte. Ciotacu,
vreau să fiu, să încerc să fiu pozitiv, pentru că nu e bine să fiți pozitiv zilele astea, că vă internează. Într-o emisiune anterioară, cineva își punea întrebarea dacă oamenii ăștia, și domnul Cioloș și domnul Ghinea, așa, chiar vor să accesăm fondurile europene. Bună întrebare. Eu de-aia am spus că vreau să rămân pozitiv și de-aia v-am spus la începutul emisiunii că îi cer domnului Boloș să facă o radiografie la predarea mandatului, să știe toți românii cum a lăsat ministerul, să nu mai aud că nu s-au accesat fondurile pentru că nu știu ce n-a făcut PSD-ul sau Orban 1, guvernul Orban 1. În rest, încă o dată vă spun, nu vreau să compar cu nimic, știu de fapt, le văd avântul, le văd infatuarea, le văd aroganța, le văd chiar și determinarea asta în sens pozitiv a partenerilor noștri. Va fi o guvernare dificilă. Nu vă supărați, eu înțeleg și asta cu determinarea și tot, dar la noi, la Comarnic, unde eram relativ vecin și contemporan cu Norica Nicolae, era o vorbă, prost, dar hotărât. Poate trebuie să ai și niște calități, cu excepția determinării, nu vă, fără nicio aluzie la cei doi domni care par absolut sclipitori. E singurul partid cu calități adevărate manageriale din România, domnule. V-ați spus, probleme au cu diplomele și cu examenele de absolvire, în rest cu managementul stau bine. Ați văzut cum a ieșit unul primar la ei, cum au constatat ăștia că n-are școala terminată. Adică, acolo... Managementul n-are legătura cu școala, este și empiric, să știți, nu trebuie neapărat așa a zis să fie științific. Așa a zis și Neanicu Ceaușescu, Dumnezeu să-l odihnească. La ce atât la școală? Cezar, poate face PNL o inițiativă să scoată condiția studiilor superioare din accesul la diverse funcții, că doamnă, dacă tot n-are nimic de a face cu școala, de ce Dumnezeu mai ținem acolo formal? Doamnă, de eliminarea școlilor profesionale și doctoratele unul peste altul, cred că va fi greu pentru noi să mai inventăm ceva în educație. Nu știu, așa e, s-ar putea să aveți dreptate. Nu știu, sunt chiar dezamăgit și o să-l dezamăgesc și pe Sorin Roșca Stănescu. Mi se pare că educația din România chiar avea o perspectivă cu doamna Turcan, dar nu știu de ce au mutat-o la muncă în partea elaltă. Da, avea, pentru că doamna Turcan putea garanta învățământul prin telepatie. Chestiune pe care niciun alt demnitar român nu a fost... Puteți să fiți un pic mai specific? Da. Păi dacă nu poți să faci școală în mod normal, și iată că ne aflăm uluiți, că de-abia prin primăvară este posibil ca acești copii ai noștri să poată să meargă la școală, pentru că până atunci nu se vor relua cursurile, ne-a spus șeful vaccinării din România, cel care implementează întreaga strategie de vaccinare. Și în primăvară este condiționată treaba asta dacă cumva se vaccinează sau nu profesorii. Că dacă profesorii nu se vaccinează, a spus domnia sa, nici la primăvară nu se reiau școlile. Și atunci școli în formă clasică da, nu mai există, școli la distanță nu există decât parțial, pentru că n-au instrumentele și mijloacele și experiența necesară, profesori, învățătorii și copiii, și cam o treime, cel puțin, din România, dacă nu cumva mai mult, este condamnată să facă școală prin telepatie, că altfel nu mai poți să facă Până la urmă nimic nu vă convine. V-a zis doamna Anisie că dacă n-aveți curent, dați drumul la televizor și vă uitați la TVR și învățați școală de la TVR. Fără curent, dar se poate. Acum vrea doamna Turcan, ziceți noastră, să reglementeze telepatia, nici asta nu să vă convine. Dumnezeu, dar ce vă mulțumește, domnul nostru? Nici curentul nu este peste tot. Domnul Ciotacu. Nici televizoare. Da, domnul Preda. Legătura dintre muncă și educație acum, nu știu cine vor, care vor fi miniștri, spuneam acum câteva minute că va trebui să anunțăm cu cât cresc pensiile. Da. La fel de rapid trebuie să anunțăm până în Crăciun care vor fi metodele de calcul ale pensiei în 2021. Pentru că dacă nu facem asta, există deja un val de cereri de ieșire la pensia personalului didactic. Speriați de faptul că în 2021 nu va mai fi niciun coeficient de corecție ca anul acesta, când are fost, din câte știu eu, destul de mare, 1,41. Să vă mai... Ori dacă nu le spui oamenilor că nu va fi așa, că se va respecta legea, că se va respecta metodologia,
Oamenii nu-i va opri nimeni, nu vor mai aștepta să termine anul școlar, vor ieși la pensie acum în iarnă. Și, apropo, și atunci, cum zicea domnul Troșca Stănescu, vom face până telepatie de la unul la altul, nu de la profesor la elev. Așa, și apropo de ieșiri din sistem cu valul, nu știu dacă nu greșesc și aici... Pericol mare. Aici aș vrea să mă consult cu tine, Norica Nicolae. Dacă mi-aduc bine aminte, la un moment dat... S-a prorogat termenul de intrare în vigoare a modificărilor la legea justiției, cele care permiteau magistraților să iasă la 20 de ani vechime la pensie în loc de 25. Tocmai și ideea, întrebarea mea e dacă nu cumva de la 1 ianuarie ăsta se împlinește și termenul ăla și ne trezim și fără armata de procuror și judecător. Nu mai știu, un an sau doi, nu știu cât s-a prorogat. Da, se va întâmpla și chestiunea asta, dar trebuie să-ți spun un lucru, Victor. Nu s-a întrebat nimeni cât ne-a costat, de fapt, procesele pe care le-au intentat magistrații și sunt foarte multe sume imense și profesorii, pentru că nu s-au respectat prevederile legale. Aici domnul Preda are perfectă dreptate, trebuie făcută precizarea clar. Nu rica cine și rămâne... când s-o facă, mâncați-a și că ăștia încă împar funcții. Păi dacă mâine seară se instalează, poi mâine ziua de Crăciun să facă și ei un cadou națiunii, o certitudine cu privire la o situație. Păi și cine? Tu aștepți să le dea o centralizare și o opțiune de viitor? Violeta Alexandru, te întreb cât se poate de sincer. Nu, n-aștept nimic. Haideți să fim foarte totuși, serioși. Deci, să ministerul să preia de la Violeta de la Alexandru, nu de la Bill Gates. Absolut. Și mai este ceva. Domnul Preda cred că s-a exprimat greșit când vorbea despre USR ca despre partenerilor. Nu, îmi pare rău. USR-ul conduce acest guvern și dumneavoastră, Partidul Național Liberal, sunteți partenerii lor. Pentru că nici domnul Câțu nu e foarte aproape de ideile. Regret că te-am întrerupt, Breaking News. Avem și numele miniștrilor USR, tot Marius Gârlașiu, în direct cu noi. Bună seara, Marius! Da, bună seara, Victor. Dacă vă spuneam mai devreme că liberalii se strâng la partid în această seară pentru a decide numele miniștrilor, același lucru îl fac și cei din Alianța USR Plus, care vor valida numele celor 6 miniștri pe care îi vor avea. Iar din sursele noastre, aceștia sunt Stelian Ion, ministrul la justiție, Vlad Voiculescu, noul ministru al sănătății, Cătălin Drulă va prelua portofoliul transporturilor, europarlamentarul Cristian Ghinea va prelua fondurile europene. Ne amintim că Cristian Ghinea a ocupat aceeași poziție și în guvernul Cioloș. De asemenea, Claudiu Năsui se va ocupa de economie, IMM-uri și turism, iar Ciprian Teleman va conduce Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. În același timp, liderul USR, Dan Barna, va ocupa o funcție de vicepremier. Acestea sunt numele care vor fi validate în această seară în ședința Alianței USR Plus. Continuă ediția incendiară, doamnelor și domnilor, și vom comenta și numirile de la USR, dar în a doua parte, doamnelor și domnilor, v-am promis niște dezvăluiri spectaculoase și discutăm despre scandaloasa condamnare, mă scuzați, a avocatului care generează un scandal internațional uriaș. Este și o bombă care se prefigurează. Sentința ar putea fi anulată, doamnelor și domnilor. Gafa judecătoarei care aruncă în aer tot dosarul. Discutăm pe larg despre revolta avocaților după sentința instanței supreme și totodată discutăm și despre cum și-au făcut clanurile mafiote coaliție de guvernare. Locală e drept, dar e un prim pas. Interlopii de temut și-au împărțit puterea în capitală. Discutăm și despre criminalul în serie care a fost plimbat fără cătușe prin minister, doamnelor și domnilor. Au greșit ușa, asta e viața. Ministerul de Interne nu se dezminte și face anchetă la adresa senatoarei Diana Iovanovici Cioșoacă. Nu în ultimul rând, veți avea și o intervenție absolut surprinzătoare în direct și cu niște dezvăluiri de ultimă oră cutremurătoare. Rămâneți, merită!